Cred că o să mă prezint mai întâi de toate. Eu sunt Ghenadie Buza, președintele Comisiei Protecției Sociale, Sănătate și Familie. Tema briefingului de astăzi se referă la asigurarea accesului liber al populației la vaccinuri. Și în această ordine de idei vreau să zic că criza globală provocată de situația pandemică a generat multiple provocări pentru sistemul de sănătate, inclusiv în Republica Moldova. Întreaga comunitate medicală orientează eforturile spre fortificarea capacităților și a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19, dar trebuie să fim conștienți că aceasta cel mai probabil se va suprapune cu gripa sezonieră. Astfel, apar riscuri suplimentare pentru fiecare dintre noi. Imunizarea populației este cea mai eficientă măsură pentru prevenirea primară a multor îmbolnăviri și devine deosebit de actuală în situația de urgență de sănătate publică de astăzi, fiind o cale de aparte care trebuie garantată cetățenilor în virtutea dreptului constituțional la ocrotirea sănătății. Astăzi, în Republica Moldova, se asigură vaccinarea antigripală doar a grupului de risc, ceea ce constituie 5-7% din numărul total al populației. Experiența altor țări însă indică asupra necesității extinderii accesului la asigurarea disponibilității vaccinurilor pe piața farmaceutică tuturor categoriilor de populație. În toate țările din Uniunea Europeană și nu doar, vaccinurile se comercializează către populație prin farmacii. Desigur, cu respectarea strictă a reglementărilor stabilite de stat. La nivelul Uniunii Europene, comercializarea vaccinurilor în farmacii este stipulată în Directiva 2001/83 a Parlamentului European și a Consiliului asupra conduitei comunitar privind producerea produsele medicale pentru uz uman. Condițiile actuale de situație pandemică și posibilă argumentarea a mai multor infecții virale cu cea cauzată de noul coronavirus determină necesitatea urgentă de a oferi populației un acces cât mai larg la vaccinul antigripal prin reglementarea unei piețe libere și concurențiale. Acest fapt reprezintă o aliniere la standardele internaționale, sporește gradul de securizare și a sănătății publice în caz de pandemie și, în consecință, contribuie la reducerea poverii financiare pentru sistemul de sănătate și pentru cetățean. În anul 2005, prin ordinul Ministerului Sănătății și Protecției Sociale, numărul 418, cu privire la prestarea unor servicii suplimentare de imunizare a populației Republicii Moldova, a fost restricționată comercializarea vaccinului prin unitățile farmaceutice. În situația actuală, considerăm că profilaxia bolilor prin imunizarea populației și, în special, asigurarea accesului la vaccinul, inclusiv din surse proprii, reprezintă o investiție cost-eficientă care va diminua prejudiciile de ordin social, economic și medical. Am solicitat Ministerului Sănătății și Protecției Sociale și Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să revadă în regim de urgență prevederile ordinului în cauză, să coopteze părțile interesate și specialiștii în domeniu și să reglementeze aspectele normative care să asigure comercializarea inclusiv prin farmacii a vaccinurilor din afara Programului Național de Imunizare la prima etapă, alături de alte medicamente, asigurându-se toate condițiile de transportare, păstrare acestora. Totodată, este rațional să fie evitate și alte bariere birocratice și restricții la deschiderea și activitatea farmaciilor pentru a garanta în medie concurenții și a apăra interesele consumatorului. Cetățenii noștri nu ar trebui să se îngrijoreze, să identifice alternative de imunizare în statele vecine sau din Uniunea Europeană, de aceea vom întreprinde toate acțiunile ca să
pundem prompt așteptările și să garantăm pe deplin necesitățile țării în asigurarea populației cu vaccinul sigure și eficiente. Mizăm pe implicarea a și susținerea tuturor factorilor decizionari inițiativa de a asigura accesul populației la vaccinuri, inclusiv prin comercializarea și în unitățile farmaceutice din țară. Vă mulțumesc foarte mult! Dacă ar fi alte metode de protecție masică potriva infecției? N-am înțeles. Alte... Ar fi, dacă Republica Moldova are un program de protecție, de prevenire a infecției COVID-19, în afară de pe care le-ați ignorat dumneavoastră. Vreau să vă zic că... Măștele, m-ați zis, iată, vaccinuri, alte metode care ar fi. În toate metodele care sunt astăzi reglementate în programul național ce ține anti-COVID și ce ține de măști, distanța, totodată vreau să revin la ideea temei de astăzi, care am discutat-o referitor la vaccinul antigripal. Sunt studii efectuate că cei pacienți care sunt vaccinați cu vaccinul antigripal au un risc mai minim de a se îmbolnăvi de infecția COVID-19. Și totodată, chiar și dacă se îmbolnăvește de această infecție, el va face o formă mai ușoară a acestei infecții COVID-19. Păi, la capitolul ăsta, dacă discutăm, sunt medici care au premiul nume și spun invers. Împotrivă. Eu v-am întrebat să mă răspundeți cu greu. Dacă aveți un program național privire la prevenirea infecției pe cale medicală și naturală. Programul care este astăzi în țară este acel program care este în toată lumea. Toată lumea astăzi poartă măști, toată lumea astăzi ține distanța socială. Respectiv, aceste prevederi ar trebui să fie fiecare cetățean ar trebui să le asigure. Consider că nu este suficient să fac... Eu consider că studii se fac specialiști în domenii studii și consider că noi toate aceste noi invenții sau altceva, ar trebui să le cooptăm, să mergem cu un program național și să luăm în vedere de fiecare dată care sunt pozitive pentru a preveni infecția COVID-19. Și da, să-l puteți propune acum? Programul ăsta, la veți? Programul respectiv propună, astăzi... Vă zic că de tipar, de nu, e o temă că nu pot să zic că la moment nu avem, că e o temă de discutat. După 6 luni de prevenire, nu aveți programul respectiv de prevenire? Programul respectiv de prevenire este pentru toată lumea, de, am spus un anterior, pentru toată lumea de pe globul pământesc. Și respectiv nu se fac toate eforturile ca a preveni și de a nu se răspândi această infecție cât mai e și nu a face focare în țară. La concret, vă spun un program și să-l dau citire astăzi, chiar nu sunt pregătit pentru dumneavoastră ca să vin și nu eram pregătit să vă răspund la această întrebare la concret, cum dumneavoastră o vreați, dar vă spun cu certitudine că se lucrează foarte intens la acest aspect. Când va fi prezentat? În viitorul foarte apropiat, cred că. Săptămână, lună? Nu pot să vă zic, în date concrete. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.